Bună ziua! Azi vom realiza împreună șnur croșetat pentru începători. Vom avea nevoie de un fir mai gros puțin, o croșetă de 4.0 mm și ne lipsită forfecuțele tăiaturi firelor. Să începem. Dăm firul după degete, mă prind cu un ochi de lanț. Și tot pe cerculeț mai fac încă un ochi de lanț. Deci avem un total de două ochiuri de lanț pe croșetă. Strâng cerculețul. Las primul ochi de lanț. Lucrez pe cel de-al doilea. Iar acum îl iau pe croșetă pe primul și îl lucrez și pe el. Iarăși îl las, lucrez pe cel de-al doilea și acum îl luăm și pe cel care l-a lăsat și lucrăm. Iarăși îi dau drumul, lucrez ochiul după croșetă, îl iau și pe acesta și lucrez. Deci tot timpul voi avea două ochiuri de las pe croșetă. Iarăși îl las pe primul, lucrez pe cel de-al doilea, îl iau și pe primul pe croșetă, îl lucrez, iarăși îi dau drumul, croșetez pe cel de-al doilea, îl iau și pe primul pe croșetă, îl lucrăm. După ce lucrăm, iarăși îl las. Lucrez pe cel de-al doilea, îl iau pe croșetă iarăși, îl lucrez și așa continui. Ia uitați ce frumos iese șnurul nostru. Se poate folosi ca cordon pentru rochie, șiret, la o gentuță, unde doriți dumneavoastră. Ia uitați ce fain iese șnurul nostru. Este un șnur foarte plăcut, foarte ușor de făcut. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat. Sper să fi înțeles ce v-am arătat astăzi. Să ne revedem cu bine următorul tutorial. La revedere, multă sănătate!